fost anul 2 de provocări, să zic așa, în contextul care îl trăim împreună. Anul trecut deja am văzut, față de primul an, în care foarte multă lume a venit aproape de noi și pentru produse, pentru că, ce să vezi, aveam ce trebuia la momentul potrivit. Și produse de sănătate și un mod de lucru la distanță, apropo de închiderile care au fost, și un mod de a câștiga niște bani la distanță. Deci cumva am fost ajutați, să zic așa, am fost foarte pregătiți, dar cred că pregătirea asta am făcut-o și împreună noi, nu doar inspirația care am primit-o. Anul 2021 a fost un fel de readaptare, pentru că lumea a început să iasă din casă, a început să descopere din nou îmbrățișările și să meargă în magazinele fizice, să circule, să meargă, să-și aibă alte priorități, să plece în vacanțe și așa mai departe. Cumva a fost un fel de reinventare și noi a trebuit să ne adaptăm. O să vă arăt câteva cifre acum pentru anul trecut și o să vă spun și care e semnificația lor. Noi suntem obișnuiți să ne propunem să creștem corect, să zic așa, și sănătos, apropo de cuvântul sănătos, aproximativ cu 10% în fiecare an și toate planurile care le arătăm în acest tip de eveniment, LPS, sunt făcute ca să se întâmple acel plan. 2020 a fost cumva atipic, în sensul că a fost acea explozie. Pur și simplu a fost o explozie, aproape că am dus-o greu și logistic și cu furnizorii noștri, dar a funcționat pentru că am fost aproape de oameni prin intermediul vostru. Și atunci această explozie a ieșit cumva, graficul a ieșit din cadru, să zic așa. A fost 25% o creștere care e mai mult decât sănătoasă, este explozivă. Și anul ăsta am avut un fel de, nu o scădere, un fel de așezare. Deci, practic, noi ne-am așezat exact pe să stabilizăm acea creștere masivă de cu un an înainte. Adică n-a fost ceva un fum. Apropo de fumul care l-am stăit la mașină, a venit și a plecat, mașina a rămas. La fel și business-ul nostru, a venit repede creșterea și pe urmă a venit stabilizarea. Poate părea o performanță mică, dar este extraordinar în contextul ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani cumulați. Și chiar am făcut noi un fel de o paralelă. Vedeți că, de fapt, creșterea este sănătoasă în ultimii ani, tot așa, peste 10-14, dacă ai pune ca și medie, se întâmplă același lucru. Cu acel spike, acea creștere foarte mare din 2020, așa cum am și spus. Deci noi suntem mulțumiți pentru că am reușit să stabilizăm creșterea, dacă pot spune așa. Am stabilizat creșterea și ne-am stabilizat echipele care au crescut, poate unele foarte brusc, datorită acestei cereri mari din anul 2020. Dacă vreți să arătăm și o structură, chiar o să prezint pe 3 ani direct. Vedeți că lucrurile sunt cam așezate. Piețele noastre cele mai mari, să zic, sau comunitățile cele mai mari sunt România și Ungaria în continuare. Ce a fost interesant este că 2020 România a urcat mult mai repede decât celelalte zone de comunități. Poate că a fost mai complicat în România să ajungi la un anumit tip de produse, zic eu. Și, pe urmă, lucrurile s-au așezat în sensul că România și-a păstrat, chiar dacă, ca procente, poate au fost un pic mai mici 2020, dar 2021 și-a reluat creșterea. Ce pot să vă spun și de comunitatea din Ungaria, care este foarte importantă, e că de 6 luni este într-o efervescență. Și deja, dacă media pare un pic mai mică în 2021, deja în ultimele 3 luni este peste 20% ca structură. Și asta vreau să arăt lucrul ăsta ca să fac o paralelă, apropo cu anul director executiv, pentru că ce am văzut că s-a întâmplat acolo în ultimele 6 luni, am văzut efervescență la nivelul de apariție de noi lideri. Și cumva am preluat, apropo de ideea maghiară, să zic așa, am văzut cum creștere poate să fie sănătoasă și din perspectiva asta de creșterea de noi lideri, care poate n-au auzit de life care până atunci. Și a fost un fel de inspirație să ne gândim la anul director executiv. Lucrurile, bineînțeles, au mers la fel ca și destinații, tot 26 de țări, nu știu dacă e ceva neacoperit. Provocarea a fost să revenim în Anglia, pentru că
mă rog, ei au ieșit din UE, dar ieșirea a fost un pic complicată vis-a-vis de proceduri și despre cum se poate ajunge marfa acolo. De-abia în toamnă noi am reușit să revenim, e foarte complicat în continuare. Parcă lucrurile se schimbă fiecare lună, dar noi rezistăm în continuare, în sensul lucruri ce le cere vama, de exemplu. Chiar dacă nu sunt taxe vamale, trebuie să treacă pe undeva, cineva se uită și parcă nu are ultimul update la legislație și spune că e ceva neregulă. Dar în fine, noi am revenit pe piața engleză, pe piața românească din Anglia, să zic așa, și este foarte ok ca să avem continuitate acolo și să creștem. Avem și director executiv acolo, apropo, o paranteză. Ținta noastră este tot așa, aș spune optimist conservatoare, în sensul că noi ne așezăm toate resursele în jurul acestui 10%, în sensul să nu avem nicio surpriză, dar ca de obicei ne așteptăm să depășim acest 10 și acea 5-1, 5-6 de milioane lei cifră de afaceri, ca ideea noastră suntem în 51, plus minus acolo, 51 de milioane se pot vedea și în raportări. Deci asta este cumva ce s-a întâmplat în zona de business, pentru că zona asta vă interesează, pentru că acest eveniment este în esență un eveniment de business. Bineînțeles că în spate sunt aceiași oameni și aceleași emoții, dar ca și rezultat sunt și niște cifre. Așa cum spunea și Iza, noi ne-am stabilit ca și focus anul acesta, anul directorul executiv. Pe parcursul ultimelor ani am avut diverse idei, să zic așa, sau direcții. Într-un an am mers spre Europa, am deschis Europa. Apropo, chiar Irina Vlada avea un lider jare încă în Italia, care făcea lucrurile altfel, trimitea pachete prin tot felul de autobuze și ne-a inspirat să mergem spre Europa, pentru că am văzut că se poate face și cu foarte multe probleme. Și atunci, nu mai știu care an, cred că 2016 a fost anul ieșirii noastre spre UE și să zic așa, ne-am putut face o afacere fiecare la distanță. Apropo de cuvântul la distanță, nu înseamnă neapărat o rețea de socializare, ci înseamnă și cum să gestionez nu chiar peste mări și țări, dar n-a zice că nu se poate. Da? Deci focusul pe anul ăsta este anul directorului executiv și o să spun în câteva cuvinte de ce, că probabil că vă întrebați de ce. O să pornesc de la poza pe care cu siguranță o știți, apropo de copaci și păduri de la Iza, frunza noastră pe care sunt desenate toate calificările de afacere și, după cum observați, undeva aici este zona de director executiv. Și nu e întâmplător ales, să zic, acest focus al nostru pentru anul ăsta. O să vă spun și de ce. În primul rând, pentru că există o întreagă provocare când pornești de jos, să zic ca și business, să ajungi la director executiv. Și provocările sunt de mai multe tipuri. Sunt de tip emoțional, în sensul oare eu pot să reușesc, oare dacă am scăzut un pic o să mai revin, oare au încredere oamenii în mine, oare nu o să mă refuze și așa mai departe. Sunt foarte multe de oare și gânduri și ale noastre, apropo de nou nostru rol de a păși spre a avea o, să zic, afacere proprie. Chiar dacă este o afacere atipică, fără magazin, fără stocuri, fără angajați și așa mai departe, dar este tot un model de afacere foarte potrivit pentru cei care vor să facă o tranziție de la, să zic, lucru 8 ore într-o corporație sau într-o firmă la altceva, sau poți să aibă chiar o combinație între a lucra 8 ore undeva, în ceva ce te împlinește și a-ți crea un nou picior financiar part-time pentru a nu fi, să zic așa, luat prin surprindere dacă se întâmplă ceva cu piciorul principal. Apropo, dacă stai într-un picior ca o varză, nu poți să reziști dacă se întâmplă ceva. Cine a avut un magazin sau un restaurant acum 2 ani a avut o întreagă provocare, să zic așa, să se reașeze, să facă. Sau dacă a lucrat într-o industrie de genul ăsta, gândiți-vă că putea fi foarte prosperă și brusc să se întâmple ceva. Deci, drumul acesta spre director executiv este un fel de drum al cuiva care învață să facă afacere, o afacere. Sunt aceste provocări emoționale, dar sunt și provocări de tip de organizare a timpului, provocări de cum să-mi aleg networking-ul potrivit, pentru că la început avem
networking-ul sau cunoștințele din jurul nostru pe care le cunoaștem și acestea au încredere în noi, dar pe acest drum la un moment dat apar și alte persoane care nu ne cunosc. Și s-ar putea emoțional să avem senzația, oare mă resping, oare cum o fi, dar de fapt și ca organizare trebuie să învățăm cum să ajungem și la persoane care nu ne cunosc. Pentru că altfel n-ai cum să crești. Sunt foarte puține persoane care poți să zici că cunosc sute sau mii, care sunt foarte apropiate și eu nu știu persoane de genul ăsta. Da. Deci acest punct, director executiv, este un fel de primă validare, aș spune eu, că încep să acționez ca un antreprenor. De ce? Pentru că acolo deja ai nevoie de ce? Ai nevoie să inspiri pe alți oameni lideri. Deci nu mai cunoști doar consumatorul, începi să cunoști oameni care ar trebui să parcurgă același drum cu tine de afacere. Trebuie să te organizezi altfel, trebuie să ajungi la oameni altfel. E deja mica ta afacere și deja ai primul tău punct stabil financiar. Dacă echipa este foarte așezată și ok construită, acela este punctul în care noi spunem că suntem sau începem să fim mici antreprenori, mici din perspectiva, să zic așa, din exterior, poate să zică cineva, n-ai un magazin sau n-ai ceva. Nu, mici din perspectiva că ai nevoie de resurse minime în jurul tău. Vorbesc ca angajat sau ceva, nu ai nevoie. Și este punctul în care poți să iei o decizie sau poți să faci o alegere. Ce fac? Merg să fac numai afacerea asta, să o dezvolt? Merg în paralel cu ce fac eu ca și, să zic, slujbă sau orice gen de activitate? Cum le combin și cum combin mai ales timpul? Și combinația asta avem și în sală aici, oameni care au trecut de la, probabil că au avut punctul ăsta de inflexiune în care au zis, trebuie să fac altfel. De ce? De obicei nu mai îți ajunge timpul acolo. Și de obicei este și acea încredere că, da, pot, deja am demonstrat, am trecut prin primele sus-josuri emoționale și deja știu cum să le gestionez. Asta pentru cei care sunt la început de drum, pentru cei care aveți echipe mai mari, mai multe calificări, care au grupuri mai multe, acest director executiv este punctul de stabilitate al afacerii tale. Adică tu poți să te ocupi de alt grup. Dacă ai un director executiv care este foarte stabil, poți să te ocupi de altceva, în sensul de alt grup. Și poți să te bazezi. Chiar cineva spunea ieri în întâlnirea cu liderii că au avut niște probleme anul trecut, în sensul că nu s-a putut ocupa foarte mult de rețeaua de parteneri și, surprinzător sau nu, eu cred că nu-i surprinzător, tot a funcționat ok. De ce? Pentru că deja era o construcție antreprenorială acolo. Nu era o chestiune de genul, dacă eu nu sunt 100%, nu funcționează 100%. Deci, acest punct important pe evoluția de afaceri la director executiv, noi l-am văzut și prin istoriile și poveștile voastre și prin evoluțiile voastre și am considerat că trebuie să ducem un focus în zona asta și să ajutăm. O să vedeți că totul se învârte în jurul acestui concept anul ăsta. O să le vedeți imediat, nu o să vă spun prea mult. Direcții strategice care rezultă de aici sunt: cum facem să creștem, să stabilizăm director executiv? Deci asta e tot ce am vorbit până acum. Și o altă direcție este, așa cum am discutat și la întâlnirea cu liderii de tip brainstorming din noiembrie, cred, în România și Ungaria, cum să aducem valoare echipei de partener ca să reușim să facem o fidelizare. Și o să vedeți că sunt multe lucruri pregătite pentru așa ceva. Nu vi le spun acum, pentru că o să le descoperiți de la colegele mele un pic mai târziu. Deci, cum spunea și Iza, există prima dată acest drum spre director executiv cu suișuri, coborâșuri emoționale și de organizare. Acum vedem și copăcelul, da? Deci, cum... Asta e prima evoluție. Probabil că dacă rădăcinile nu sunt foarte bine înfipte în pământ, apropo de bambusul Izei, la primul vânt avem o mare șansă să se întâmple ceva negativ. Pe urmă e zona asta de stabilizare în jurul acestei poziții. Deja copăcelul nostru, probabil că nu numai
are rădăcini mai... încep să apară și flori, da? Florile astea cred că sunt din cea desenată Iza aici, noi muguri de lider pe care aveți. Deocamdată sunt muguri, nu sunt încă certitudini, sunt doar potențial. Și pe urmă creștere și duplicare. Lucrăm și în zona asta, pentru că deja aici avem un alt rol care se adaugă. Nu mai vorbim doar cu consumatori vis-a-vis de nevoile lor, vorbim cu lideri cum să crească și ei cu problematica creșterii lor, cum îi inspirăm și cum îi ajutăm în momentele potrivite. Și aici avem și ceva pregătit foarte important, deci cum se face acea tranziție de la stabilitate în care eu am ales să cresc mai mult decât director executiv și ce se întâmplă acolo. Duplicarea. Deci cum creștem și ne facem stabil următorul copac din pădurea noastră. Doar atâta mai spun. O să lucrăm astăzi în sensul să vă arătăm ce facem în zona de creștere la director executiv cu un sistem de creștere sănătoasă și, opa, și o platformă de sănătate foarte potrivită pentru fidelizarea lor. Și aici, la sfârșit, mai zic două cuvinte, un cuvânt și o cifră. Este data de 1 martie, noul catalog, este și noul PVA, să zic așa. Să-l aplaudăm în viața noastră că a apărut. În Ungaria o să fie din aprilie, proporțional, și în Europa un pic mai târziu, adică după încă o lună. Eu atât am avut de spus, asta am lăsat cireașa asta la